Accent TV, așa cum ați văzut cu noi, viața este mai frumoasă. De asemenea, dacă ascultați Radio Accent, cred că sunt melodii pe sufletul dumneavoastră și vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți atât pe TV, cât și celor care ne ascultați pe frecvențele Radio Accent. Încercăm să fim tot timpul pe placul dumneavoastră. Astăzi, seara, la emisiunea de administrație publică, l-avem invitat pe primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, și o să încercăm rapid, împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, și cu mesajele pe care le trimiteți, să trecem în revistă mai multe aspecte, pentru că deja ne apropiem de un bilanț al mandatului primarului Romanescu, dar pe de altă parte venim și cu alte planuri, dar și vedem și contracandidații ceilalți de la celelalte formațiuni politice, cu ce planuri vin în contrapartidă, ca să spunem așa, la primarul Romanescu. Așadar, bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Hey, domnul primar Romanescu, una dintre principalele probleme pe care dumneavoastră l-ați ridicat de-a lungul mandatului parțial pe care l-ați avut, pentru că nu a fost unul complet, a fost unul din 2017 până în 2020, a fost acea majoritate din Consiliul Local. Ați pus sub semnul întrebării problemele care le-ați avut în structura Consiliului Local în momentul în care ați dorit să impuneți anumite proiecte necesare municipiului Târgu Jiu. De fiecare dată a existat această ceunire între majoritatea din Consiliul Local pe o parte și primarul Marcel Romanescu, așadar acum dumneavoastră doriți o majoritate stabilă. Care sunt proiectele în același timp și care este motivația dumneavoastră pentru care cereți târgujenilor această majoritate stabilă în Consiliul Local pentru următorii 4 ani? A fost 3 ani de zile extrem de dificil pentru mine din calitatea de primar, pentru că, așa cum spuneați, acea majoritate n-a fost creată doar de către reprezentanții Partidului Social Democrat, care nu aveau numărul necesar pentru a crea o majoritate, ci și aliaților din ALDE, PSRO și PMP. În felul acesta, de 3 ani de zile, împreună cu doar 5 colegi, maxim 5 colegi, 4 după, din păcate, decesul doamnei consilier Rodica Ghimiș, am încercat să duc la bun sfârșit proiectele. Trebuie să recunosc că a fost o luptă surdă, o luptă din care, sigur, de pierdut au avut cetățenii municipiului Târgu Jiu. Uitându-mă acum pe listele celor de la Partidul Social Democrat, îmi dau seama că și-au eliminat oamenii de valoare. Și asta este dureros, pentru că au fost fricțiuni interne, într-adevăr, în PSD. Au plecat foarte multe nume destul de importante ale PSD-ului. Și din Consiliul Local. Și acest lucru este cu atât mai dureros, pentru că dacă în cei 3 ani de mandat ai mei ca primar, totuși a mai existat posibilitatea de a discuta cu o parte dintre consilierii din acel Consiliu Local, astăzi oameni de valoarea domnului Pasti sau de valoare cum era doamna Luca sau chiar și domnul Petcu nu se mai regăsesc pe listele Partidului Social Democrat. Pentru că, pe de o parte, persoanele respective n-au mai acceptat să fie supuse conducerii lui Aurel Popescu, președintelui Partidului Social Democrat. Pe de altă parte, PSD-ul în ultima perioadă se radicalizează din ce în ce mai mult, aducând pe lista de consilieri locali, propuși ca și consilieri locali, oameni care n-au făcut altceva decât să fie o portavoce extrem de destructivă a acestei formațiuni. Uitați-vă că cu greutate la momentul acesta pronunț numele, cu greutate gravă, pronunț numele unor oameni care s-ar putea să fie pe viitoarea listă de Consiliu Local. Și aici vă dau câteva exemple pentru că le știu. Gheorghe Mihai Aparegio, da? Când spui Gheorghe Mihai, vorbești de directorul societății Aparegio. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în această perioadă cu societatea Aparegio sau ce a făcut societatea Aparegio pentru Târgu Jiu. Da, poate domnul Gheorghe e una dintre emblemele PSD-ului și nu puteau fără el. Știți foarte bine că a fost și secretar de stat în Ministerul Culturii. După ce o perioadă scurtă, a fost acolo o coadă de mandat, ca să spun. Așa este, dar după ce a demonstrat ceea ce nu poate în societatea Aparegio, i s-a oferit un post de secretar de stat în Ministerul Culturii. Nu știu ce legătură are canalul din Târgu Jiu cu Ministerul Culturii, mai ales pe poziție de secretar de stat, dar totuși PSD-ul... Păi nu, chiar nu-mi dau seama. Canalizarea cu cultura doar... nu știu ce legătură ar putea să aibă. Poate să ne lumineze domnul Gheorghe în perioada următoare. Sperăm. Liantul între cele două elemente. Mai mult decât atât, poate o să ne lumineze domnul Gheorghe cu tot ceea ce se întâmplă cu rețelele de canalizare și alimentare cu apă în municipiul Târgu Jiu. Eu cred că Partidul Social Democrat de data aceasta l-a susținut pentru această listă de consilieri locali pentru a găsi soluții în rezolvarea problemelor pe care le sesizează cetățenii municipiului Târgu Jiu și nu numai.
Am văzut că atunci când postez ceva legat de această societate, mi-apar sesizări de la Peștișani, de la Lelești, din foarte multe localități unde acest operator funcționează. Și ar fi de preferat ca la un moment dat să vină în emisiunile electorale și să spună: dom'le, uite, eu am soluții. Sunt mega specialistul de la Paregio, societatea, Partidul Social Democrat m-a susținut pentru această funcție și am soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Din păcate, în ultimii 3 ani de zile nu am văzut soluțiile pe care ar putea să le pună în practică Paregio. Mă uit la lista de consilier local și mă uit la Luis Popa Polaris, da? Vorbim Luis Popa Polaris, deci spuneți Luis Popa Polaris, că nu-l cheamă așa. E legat de această societate. Polaris, că nu. Polaris, da, în sfârșit. E legat de această societate. Știți foarte bine, când spui Luis Popa în județul Gorj, vorbești de Polaris. Pentru că e directorul societății, a fost directorul societății Polaris și știm foarte bine ce ne-a adus în municipiul Târgu Jiu, acea groapă de la Bârsești. Și de asemenea, eu cred că dânsul, conducând atâția ani societatea Polaris de la nivelul județului Gorj, cred că a fost promovat de către Partidul Social Democrat pentru rezultatele deosebite obținute din calitatea de director la societatea Polaris, nu pentru problemele care le-a creat cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Nu, domnul Filip, aici e vorba de altceva. Oamenii ăștia au o obligație față de aceste societăți, prin modul în care au colucrat obligație de 15 morală, din toate punctele, din toate punctele de vedere, morală și materială, din toate punctele de vedere. Așa. Pentru că știți foarte bine că dacă la Polaris vorbim totuși de o societate comercială privată cu acționar privat, unde s-au făcut angajări și s-au făcut o felul de învârteli, la Paregio, societatea asta n-a fost decât societatea de casă a Partidului Social Democrat, care a angajat permanent. Stăteam de vorbă astăzi cu cineva care s-a uitat pe documentele de final de an ale societății Paregio și a rămas surprins. 85% dintre cheltuielile de anul trecut, din tot ceea ce a încasat pe raza județului Gorj, s-au dus în salarii. Deci stați puțin că e 85%, șocant ce spuneți. Deci cheltuielile cu resursa umană în Paregio sunt 85%? Da, din cifra de afaceri. Da, pentru orice companie e anormal, adică este 85% să cheltuie. Păi nu, acum înțeleg de ce în 3 ani de zile societatea respectivă n-am investit nici măcar un leu în Târgu Jiu. Domnul Filip, au sufocat organigrama, a crescut în permanență organigrama. Păi 400 de angajări făcute în ultimii 3 ani de zile în această societate. Și aici nu mă raportez la oamenii vechi a acelei societăți. Nu mă raportez la faptul că o parte dintre oamenii de bună calitate din acea societate astăzi nu se mai regăsesc în societatea Paregio. Au fost mazili, da? Rapid, da. Au fost terminați unii dintre acești oameni și aici mă refer la domnul Vlădoescu sau la Luci Paraschiv. Paraschivu, astăzi sunt angajați ai societăților din cadrul Consiliului Local sau chiar ai primăriei municipiului Târgu Jiu. Pentru că atunci când nu ai semnat un document pe care ți l-a impus Pătrășcoiu, nu aveai decât o singură variantă, să părăsești acea societate. Eu în ultimii 3 ani de zile cred că am primit 20 de solicitări de la angajați din societatea Paregio care și-ar fi dorit la un moment dat să se scape de acest sistem. Și putem continua, că am vorbit de... Haideți să vedem cine ar putea să intre în Consiliul Local. Astea sunt niște sinecuri pe care le asigur în baza carnetului de partid. Adică ea ca într-o centrifugă mașină de spălat, îl aruncă ba la secretar de stat, ba în Paregio, ba la edilitarea, mai știu unde. Sigur. Mi se pare anormal ca în baza carnetului de partid să fie ăștia aruncați așa dintr-o parte în alta ca mingi de ping-pong. Dar v-am spus, Gorjul a dat și dă în continuare valori. De ce oare nu puteam să luăm pe Mihai Țopescu? Vă dau unul dintre exemplele reprezentative pentru cultura din Gorj. Are, da? Carne de partid. Nu are. Atunci, da? Luai pe Mihai Țopescu și îl duceai secretar de stat în Ministerul Culturii. Dar sunt foarte mulți oameni din Gorj care puteai să-i promovezi în această structură. Oameni care, până la urmă, au demonstrat ceva în viața lor. Da? Dar, v-am spus, este anormal. Și de aceea vă spun, mă sperie puțin gândul că Partidul Social Democrat va intra cu consilieri locali, nu cu un număr foarte mare, dar v-am pronunțat câteva nume și mai am pe domnul Butan, îl am pe domnul Lădaru, îl am pe foarte Gherghe. Foarte multe somități politice. Exact, îl am pe Gherghe și îl am pe acest, cum vă spuneam, Luis Popa. Gândiți-vă că cei patru au șanse foarte mari
n-a reușit să fie consilier local, da? Așa. Între cei 4-5 care vor intra în consiliul local din partea PSD-ului, sunt figurile reprezentative. Păi, domnule, jos, în calitate de primar vorbiți cu șeful de partid, gata, mâinile jos și gata, doar și foarte bine cum funcționează negocierile astea de culise. Nu. Cu oameni de genul ăsta, cu oameni de calitate poți să negociezi și politica, până la urmă, este arta negocierii. Poți să stai de vorbă. Am stat de vorbă permanent cu oamenii de bună calitate. Poți oricând să te pui la masă cu un consilier, cu un profesionist de genul domnului Pasti, care înțelege foarte bine despre ce discutăm. Poți să stai de vorbă cu un om de catedră, cu un om cu o experiență extraordinară, cum e doamna Liliana Luca. Poți să stai de vorbă cu un om de afaceri, ca domnul Petcu. Te pui la masă și, până la urmă, găsești soluții. Ce faci cu acești indivizi, care nu vor face altceva decât să răspundă la comenzi politice? Deci ei nu vor vota decât atunci când ridică degetul. Uite, domnule, Aurel Popescu, ridică degetul. Telecomanda de la partid se face așa, zât și gata. Așa se procedează. Uitați-vă că la un moment dat, într-o declarație, domnul Pasti spunea un lucru. Domnule, regret că 3 ani de zile, în foarte multe dintre ședințe, am votat așa cum mi s-a dictat de către Aurel Popescu. Da? Cum se stabilea la ședințele de partid, așa veneau în ședințele de consiliu local și votau. Pe mine nu m-a deranjat opoziția. Domnul Filip, sunt un om care înțeleg foarte bine, am 20 de ani de politică și înțeleg foarte bine că provii dintr-un partid, deși ei se aflau la nivelul municipiului la guvernare, dar vii dintr-un partid opozant partidului din care provine primarul. Dar vino cu argumente. Argumentul nu vreau nu este un argument plauzibil și pe care să-l accepte cetățenii municipiului Târgu Jiu. Asta va fi decontat în perioada următoare. Mi-aduc aminte că am mai discutat de acest subiect. Mi-aduc aminte momentul în care ne-am dorit să înființăm noi și sunt sigur că și oamenii din oraș, să înființăm clubul sportiv municipal. Știți cum l-am înființat? Până la urmă cu forța, tras cu forcepsul, da? Până în momentul în care n-au ieșit copiii în stradă, în fața instituției prefectului, într-o zi de duminică, pentru că a doua zi luni aveam în ședință acest proiect, n-au votat proiectul respectiv, l-au respins de 3-4 ori. Vreau să-mi comentați falia care s-a creat în interiorul Partidului Social Democrat și acum, și anume, îndejirea pe de-o parte a lui Aurel Popescu, cel care a pierdut alegerile în fața dumneavoastră, de practic dânsul arcandidatul Ciprian Florescu, vis-a-vis de Mihai Weber. Mihai Weber este oarecum președintele de județ mai împăciuitor, mai conciliant, dar în același timp se lovește de cerbicia, ca să spun așa, al lui Aurel Popescu. De ce s-a creat falia asta între cele două tabere și mai ales că sunt acum ca două cocoane de astea, ca două tațe care stau cu spatele una la alta și nu-și vorbesc, adică Aurel Popescu stă cu spatele, Weber stă cu spatele. Ce s-a întâmplat? Care este elementul de exciziune între aceste două tabere și de ce Ciprian Florescu este prins la mijloc? Pentru că Ciprian la mijloc este prins Ciprian într-o parte Aurel Popescu, în cealaltă parte organizația județeană prea știe cum să jongleze bine. Eu sunt sigur că Aurel Popescu trage ultimul cartuș. După alegerile din 2020, cred că îi se va oferi un loc și nu între politicienii care au făcut performanță în Partidul Social Democrat, ci un loc undeva la margine. Sincer să vă spun, personal, îmi convine ceea ce se întâmplă astăzi în Partidul Social Democrat. Îmi convin aceste persoane pe care le-au promovat pe lista de consilieri locali. Domnul Filip, am fost extrem de transparent. Mergeți în municipiul Târgu Jiu și o să vedeți din lista Partidului Național Liberal imagini cu primarul care i-a susținut pe acești consilieri locali și cu toți consilierii locali de pe lista Partidului Național Liberal. M-aș fi bucurat, mai ales după ce și-au depus candidaturile, pentru că știți foarte bine, lista la PSD prima dată s-a făcut în ordine alfabetică. Până să se depună în ziua respectivă, a fost o listă în ordine alfabetică. Ulterior, s-a ajuns în situația în care să se stabilească numărul de pe tricou. Da? Dar nu-i văd promovându-se. Eu sunt extrem de mândru de oamenii care i-am promovat, chiar dacă o mare parte dintre ei nu au o notorietate politică foarte mare. Li se mai dă la temelie așa, la câte unii, am văzut asta. Ce spuneți? Li se mai dă temelie la câte unii așa. Nu, la, oameni... la cei din Partidul Național Liberal. La cei din PLL-ul, da. Și PSD-ul iar domnul Filip, eu prefer și am preferat să scot această listă cu 10 zile înainte de a depune-o la biroul electoral de circumscriție, tocmai pentru ca toți oamenii în fața tuturor, da, să vină și să spună, domnule, eu cred că persoana respectivă are o anumită problemă, dar problemă reală. Niciodată, și din punctul meu de vedere, ar trebui și de acum încolo ca justiția să o facă cei care sunt abilitați. Nu, putem să ne spunem punctul de vedere, dar nu pot să-l condamn pe un om înainte de a primi el o condamnare. Puțin, în momentul în care presa se transformă în instanță de judecată, este o problemă și cred că oamenii care în momentul de față au acces la foarte multă informație și prin intermediul smartphone-ului, al tabletelor, al televizorului, judecă mult mai bine decât putem comenta noi această situație când presa devine inchiziție sau instanță de judecată. Corect. Și știți foarte bine că au fost atât de multe cazuri la nivel național cu oameni
care au fost obligați să părăsească viața publică după anumite atacuri venite dintr-o anumită zonă, din, câteodată chiar și din zona adversarilor, iar ulterior instanța a decis că sunt nevinovați. A decis că sunt nevinovați, da. Și pe conștiința, eu am conștiință în momentul în care aș lua o hotărâre fără ca instanța să se pronunțe asupra unei anumite persoane, cred că aș greși. De aceea m-am dus cu lista în totalitate, n-am făcut niciun fel de modificare, pentru că după discuțiile pe care le-am avut cu fiecare persoană care astăzi se află pe lista de Consiliu Local, am constatat că nu am niciunul dintre colegii mei cu probleme de natură penală sau cu probleme care ulterior ar putea să ridice astfel de să ajungă în astfel de situații. Și de aceea mi-am asumat această listă, dar în comparație cu ceea ce se întâmplă la Partidul Social Democrat, eu am ieșit public și am spus, îmi susțin echipa, îmi susțin oamenii din acea echipă pentru că eu cred în reformarea clasei politice. Domnul Filip, aveți foarte mulți ani, poate cel puțin la fel de mulți ani cât am și eu în politică, aveți în presă. De fiecare dată când ieșim la televizor, încercăm să ne folosim de imaginea unor oameni, fără ca atunci când vine momentul, așa cum a venit momentul anului 2020, oamenii respectivi să-i și promovăm, ca să poată să fie la un moment dat voci pentru societatea pe care o reprezintă. Fiecare din oamenii de pe lista Partidului Național Liberal reprezintă un anumit segment. Învățământ, mediu de afaceri, societate civilă, toți la un moment dat au un anumit segment de populație pe care o reprezintă. Acum, nu vom putea merge la nesfârșit cu politicienii cu ștate vechi. Nu putem să mergem la nesfârșit cu elefanții politici, așa cum sunt denumiți într-o anumită zonă. Trebuie să venim și cu figuri noi. Asta ne cere strada, asta ne cere societatea. Să venim cu oameni noi, bine receptați de către societate și, pe la urmă, promovați de către societate, pentru că v-am dat doar câteva exemple. În momentul în care l-ai pe listă pe profesorul Nodea sau pe lista de Consiliu Județean pe Claudiu Soare, dom'le, oamenii ăștia în viața lor, înainte de a intra în politică, au făcut ceva pentru CV-ul lor, pentru propria lor carieră. Bun, care este miza acestei campanii furibunde prin care sunt atacați anumiți oameni, anumite persoane de pe lista noastră de consilieri locali, având în vedere că sunt marea majoritate persoane care nu au mai făcut politică, nu au mai avut tangență cu domeniul lor, în schimb au performat, mă rog, s-au descurcat, au făcut diverse afaceri în diverse domenii de activitate. Ținta, deci, practic, au o naivitate politică din punctul ăsta de vedere. Ținta nu sunt ei. Ținta este Marcel Romanescu. Pe mine au avut posibilitatea... Să vă decredibilizeze în mod indirect, dar ce au cu... Păi nu. V-am spus, ținta sunt eu. Și mi-am asumat de la început acest lucru, l-am și spus. Să nu vă imaginați că dacă veți primi atacuri în perioada de pre-campanie electorală sau campanie electorală, au ceva neapărat cu dumneavoastră, cu cei care sunteți astăzi pe lista de Consiliu. E adevărat că în momentul în care ataci un om pentru care Marcel Romanescu a girat, încerci să pui o pată pe imaginea lui Marcel Romanescu. Pentru că despre mine, în ultimii 3 ani de zile, au scris vrute și nevrute. Au încercat să creeze tot felul de imagini. M-au dus la DNA. Bun, am ajuns și acolo. Am plecat surprinzător pentru unii cu zâmbetul pe buze, pentru că știam foarte bine, până la urmă, ce am făcut în viața mea. Dar de data aceasta, dar văd că în ultimul timp s-au mai potolit. A fost atunci o perioadă nebună. Să nu fie liniștea dinaintea furtunii. Nu, domnul Filip. Sunt foarte, foarte liniștit, pentru că v-am spus, după acele atacuri și înainte, am discutat cu fiecare om pe care l-am astăzi pe lista de Consiliu Local. Am discutat cu fiecare și le-am spus în felul următor. Dragii mei, corect ar fi, dacă la un moment dat, dacă aveți anumite probleme pe care le cunoașteți, mai bine să rămânem în echipă, să vă retrageți de pe lista de Consiliu Local și în felul acesta să putem ieși cu o listă care să nu mai aibă niciun fel de să nu mai ajungă într-o astfel de situație. Am discutat, am garanția la acest moment că oamenii care au fost promovați de către Partidul Național Liberal în structura municipală și sunt sigur că și la județ, sunt oameni care nu vor putea crea probleme nici mie, nici Partidului Național Liberal. Apropo de ce a spus de dumneavoastră, care au fost sincopele, care au neregulile, problemele care au fost identificate pe de o parte între comunicarea dumneavoastră, pe de altă parte între tabăra majorității din Consiliul Local? Probleme. Problemele erau de o singură, de un singur, cum să vă spun, gen. Ei făceau parte dintr-o structură care deja se crease,
eu intrasem, am intrat după un an de zile, după ce se crease această majoritate, în calitatea de primar. N-au acceptat niciodată acest lucru. Neașteptat, pentru că nimeni nu s-ar fi... Exact. Mai mult decât atât, domnul Popescu n-a putut să treacă niciodată și lucrul ăsta demonstrează că nu poate fi un competitor fair play. Măi, competiția s-a dus în anul 2017. Am câștigat acea competiție. Uitat, omul nu a uitat. Da, da, v-am spus, prejudiciile sunt astăzi. Prin tot ceea ce a făcut împreună cu majoritatea în Consiliul Local, prejudiciile sunt pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Pentru că putea să treacă peste acel moment, 3 ani de zile să fi putut lucra, cu o lună de zile, cu 2 luni de zile înainte de campanie, fiecare dintre noi să fi intrat în această competiție, ce a câștigat. După cum vedeți, astăzi este un simplu candidat pe listă de Consiliul Local. Nici măcar primul pe lista de Consiliul Local. Este unul dintre consilierii Partidului Social Democrat. E adevărat, cel care a realizat această listă. Pentru că lista de Consiliu Local nu este lista lui Ciprian Florescu, nu este lista lui Weber, nu este lista lui Cosmin Popescu. Este în totalitate o listă pe care și-a pus girul domnul Popescu cu Edi Țălădaru. Nu există altcineva care să fi girat această listă. Pentru că m-am uitat la numele de pe listă. Dune, în momentul în care îți scoți din listă cei mai buni oameni sau îi spui undeva la etc., nu se poate explica. V-am spus, naivitatea de politician. Deci este un personaj naiv, dacă își imaginează cu această listă de Consiliu Local, va putea vreodată câștiga alegerile. E treaba lor. Haideți să lăsăm un pic de meditație pentru telespectatorii noștri referitor la ce a spus dumneavoastră cu ținta pe care ați avut-o, lista Consiliului, lista PSD-ului pentru Consiliul Local. Un rapid, o scurtă pauză de publicitate, după care venim la dezbaterea noastră din această seară. Pornește motocoasa ta Stihl și începe sezonul de cosit iarbă în zonele cu vegetație abundentă. Datorită tehnologiei germane avansate, motocoasele Stihl au un consum mic de combustibil, eficiență la tăiere și vibrații reduse. În plus, personalul distribuitorilor noștri îți oferă consultanță. Acum la Eurosport ai prețuri speciale pentru motocoasele Stihl. Pentru oferta completă, planuri de vânzări în rate și condițiile de transport la domiciliu, vino în magazinele Eurosport din Târgu Jiu, strada Victoriei, bloc A, parter și complex Eurosport, calea București numărul 9, dar și în magazinele Eurosport din Târgu Cărbunești, Mutru și Novaci, Drobeta, Turnul Severin, Strehaia și Baia de Aramă. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj, un ziar care te reprezintă. Salon Art. De la tuns la coafat, de zi sau pentru ocazii speciale, vopsit, styling, tratamente cu produse profesionale sau manicură și pedicură cu ojă semipermanentă și gel, la cele mai bune prețuri și cea mai bună calitate. Indiferent ce-ți dorești pentru păr sau unghii, vino la Salon Art din Târgu Jiu, strada Minerilor, bloc 2, scara 7, parter, în spate la poliția locală. Telefon 0765-359-897. Salon Art. Crearea de frumusețe este artă.
Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni: reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi, și la numărul de telefon 0770 115 004. Centru de recuperare Kineto Maria, cea mai bună clinică în 2020. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Chipul tău este unic. Cu ochelarii de vedere potriviți de la Oviral Optic îți exprimi stilul. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști, iar ofertele magazinului sunt de nerefuzat. Ramă plus lentilă la doar 59 de lei. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi, și la telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Am revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră, administrație publică, în seara asta cu primarul Romanescu, cel care vă solicită o majoritate stabilă în Consiliul Local pentru a putea avea coerență în proiectele pe care le depune. În același timp, în contrapartidă, ca să spun așa, vine și PSD-ul, vine și USR-ul, vine și PMP-ul și altele și alte partide care mai sunt. Dumneavoastră, în măsura proiectelor pe care vi le arată și în măsura candidaților pe care îi spun, cred că judecați cel mai bine și o să le dați girul dumneavoastră de încredere celor pe care îi apreciez că merită încrederea dumneavoastră. Așadar, domnul primar Romanescu, făceam o trecere în revistă înainte de pauza de publicitate referitoare la modul în care se derulează proiectele în cadrul de Consiliu Local, dar pe de altă parte vorbeam și de cele două tabere care s-au creat în Partidul Social Democrat și pe de altă parte și de îndârjirea pe care o arată în continuare Aurel Popescu cu prețul de a sacrifica chiar și interesele PSD-ului în lupta personală, nu știu de care, de orgoliu, de interese, de ce fel de luptă are și ce miză are cu dumneavoastră. V-am spus, acum revin la ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii, îmi doresc o astfel de majoritate. Domnul Filip, le cer cetățenilor municipiului Târgu Jiu să-mi dea un mandat întreg cu o majoritate în Consiliul Local. Atât. Dacă cu adevărat vor să-mi analizeze activitatea în totalitate cu o majoritate în Consiliul Local, au posibilitatea de data aceasta să-mi ofere 11 consilieri din cei 21, cel puțin 11 din cei 21, și după 4 ani de zile să vină și să spună: domnule, regretăm că am făcut această alegere. Sunt 3 ani de zile de lupte continue în ședințele de Consiliu Local între primar și Consiliul Local majoritar al Partidului Social Democrat. Gândiți-vă la un lucru. Vin 4 ani de zile în care putem să lucrăm. Sunt 4 ani de zile fără niciun fel de competiție electorală. În 2020, în luna decembrie, se finalizează competițiile electorale și urmează un ciclu până în 2024 ani, în care Va fi liniște totală, să lucrăm. Da? Primăria municipiului Târgu Jiu are în acest moment în derulare proiecte în valoare de 70 de milioane de euro cu finanțare europeană. Mai mult decât atât, după negocierile de acum 2 săptămâni, am mai obținut 115 milioane, dublu buget față de bugetul pe care l-am avut pe exercițiu financiar 2014-2020, și avem nevoie de liniște. Avem nevoie de liniște pentru a putea
să punem în operă toate aceste proiecte pe care le-am contractat. Am spus cu mare mândrie, suntem astăzi între municipiile din Oltenia, municipiul care am putut nu numai să accesăm cele 60 de milioane care ne-au fost repartizate pe această perioadă 2014-2020, am primit suplimentar încă 10 milioane de euro, pentru că ne-am făcut treaba. Ne-am dus cu proiecte în rezervă după ce am acoperit cele 60 de milioane de euro și satisfacția noastră a fost determinată de faptul că în 2019 cei de la Uniunea Europeană ne-au mai alocat încă 10 milioane. Sunt două proiecte extrem de importante. Sistemul infotrafic de la nivelul municipiului Târgu Jiu și reabilitarea în totalitate a școlii Săvoiu din municipiul Târgu Jiu sunt prinse în aceste 10 milioane. E adevărat că a fost și o mare problemă cu care nu doresc să mă mai întâlnesc. Până în 2019, în luna noiembrie, adică până la schimbarea de guvernare PSD-PNL, am semnat din cele 9 proiecte cu finanțare europeană unul singur, domnul Filip. Toate celelalte proiecte, toate cele 8 proiecte semnate ulterior sunt din momentul în care am ajuns la domnul ministru Ion Ștefan până în acest moment. Ministru cu care săptămâna aceasta am discutat pe un alt proiect legat de Casa de Cultură și pe care s-ar putea să aveți o surpriză plăcută săptămâna aceasta, când primul ministru al României va fi prezent la Târgu Jiu. Domnul Ludovic Orban, duminică, va avea o conferință de presă și s-ar putea să ne aducă ceva informații extrem de bine cum să vă spun, apreciate de către cetățenii municipiului Târgu Jiu. Unul dintre ofurile târgujenilor reprezintă drumul de centură, pentru că a fost atât de intens clamat. Am văzut miniștrii care au venit aici, care au făcut paradă de fiecare dată, se mai inaugurează 5 cm din drumul de centură, după aia încă 2 cm, mă rog, eu știu cât au inaugurat ei, dar în același timp centura, drumul nostru acesta de centură este disfuncțional, adică nu se circulă pe el, vedem doar cioturi din astea care sunt puse cap la cap și teoretic avem nu știu câte 100 de metri sau niciun kilometru. Se va face centura asta în perioada următoare, către spectatorii trebuie să știe adevărul vis-a-vis de ce se întâmplă cu acest proiect. Domnul Filip, vreau să vă spun adevărul. Din acest punct de vedere, astăzi lucrarea legată de centura municipiului Târgu Jiu este în instanță. Societatea care a câștigat licitația și care ulterior a fost anulată acea ofertă ca fiind neconformă, este în instanță cu Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. În primă instanță, societatea, nu o să-i dau numele pentru că e o societate mare, a câștigat. Este la, în momentul de față la instanța superioară și cred că în acest an vom avea o soluție. Eu cred că vom avea o soluție favorabilă, adică acea ofertă făcută pentru centura municipiului Târgu Jiu va fi declarată conformă. Asta înseamnă luna septembrie, maxim luna octombrie, în funcție de termenele stabilite de către instanță. Vom avea centura municipiului Târgu Jiu. Dacă vă aduceți bine aminte, și în 2017, după aceea și în 2018 și în 2019, am fost permanent mințiți. I-ați văzut pe foștii miniștri ai transportului ai PSD-ului, care veneau pe centura municipiului Târgu Jiu împreună cu toată protimpedanda Partidului Social Democrat și spuneau, ne apucăm de lucrare. Știm foarte bine că de fapt nu exista nimic concret. Da? Dar de fiecare dată și ministrul Cuc și ministrul ulterior și cei care au fost la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi ajungeau la Târgu Jiu, neinvită niciodată primarul de la Târgu Jiu, pentru că cumva putea să le, exact, să le strice apele și veneau și se duceau pe centură și spuneau, uite, vom face lucrul acesta. Centura municipiului Târgu Jiu trebuia finalizată în 2016. Deci de acum 4 ani. Domnul Filip, în 2016... Să le aducem aminte telespectatorilor, eu mandatul de primar mi l-am început în 2017. La un an de zile, după ce trebuia recepționată această centură a municipiului Târgu Jiu. Culmea este alta. Că deși se făceau că lucrează acea firmă care a stat vreo 5 ani prin Târgu Jiu, se făcea că lucrează în 2017, la o lună de zile după ce am preluat mandatul de primar, ne-au adus la cunoștință că se retrag de pe această lucrare și renunță la proiectul centura municipiului Târgu Jiu. Dar astăzi avem o ofertă concretă de la o societate care a mai lucrat în județul Gorj și a făcut lucrări de foarte bună calitate. Vorbesc de drumul de la Târgu Jiu la Râmnicu-Vâlcea. Și drumul de Sumunte este făcut de către această societate. O societate extrem de serioasă. Nu știu ce a fost în spatele... Cu planurile parcelare sunt rezolvate. Planurile parcelare pe care nu le-a crezut nimeni. Pentru că în 2017, când am ajuns primarul municipiului Târgu Jiu, am constatat un lucru.
că nu aveam planurile parcelare pe centura municipiului Târgu Jiu, deși planurile parcelare trebuiau realizate înainte de a începe investiția. Da? Toată lumea la vremea, la momentul anului 2017, spunea: domne, nu se mai pot face planurile parcelare. A început lucrarea, deja e foarte greu ca cineva să le mai facă. Uite că o societate de la Timișoara a câștigat această licitație cu primăria municipiului Târgu Jiu și are în momentul de față, cred că, 3/4 din planurile parcelare din municipiul Târgu Jiu recepționate de către noi. De, ceea ce înseamnă că ceea ce a depins de noi acțiune, am da. Făcut. Problema este că la un moment dat să se deblocheze situația la nivel central, finanțarea este asigurată pentru centura municipiului Târgu Jiu și eu sunt sigur, mai ales la modul cum s-a derulat acest proces la instanțele din România, că în perioada imediat următoare vom avea un câștigător declarat legal pentru finalizarea acestei lucrări. Deci în jurul centurii existând foarte multe speculații, cred că precizările pe care le-ați făcut dumneavoastră sunt mai mult decât necesare. Referitor acum la zona industrială din Târgu Jiu, ce puteți face dumneavoastră având în vedere calitatea de primar pe care o aveți, nu știu, lobby, facilități, taxe, impozite și așa mai departe, pentru atragerea de investitori, având în vedere că vine pactul ăsta Green Deal și știm ce se va întâmpla cu complexul energetic Oltenia, iar pactul Green Deal este o certitudine, nu mai vorbim aici speculații sau ipoteze, să ne aflăm în treabă. Domnul Filip, ceea ce am putut să fac până acum pentru asigurarea condițiilor pentru societățile din Târgu Jiu și nu numai pentru societățile din Târgu Jiu și pentru cele care își doresc să vină la Târgu Jiu am făcut. În momentul de față avem cel mai scăzut nivel de impozitare pentru societățile care își desfășoară activitatea pe raza unui municipiu. Am scăzut de la, vă dau un exemplu, la clădirile nerezidențiale, de fapt la clădirile pe care societățile comerciale le folosesc pentru activitatea de producție, de la 1,5%, așa cum l-am găsit eu în 2017 când am câștigat alegerile, la 0,9. Deci este o scădere foarte, foarte importantă și cei care ne urmăresc din mediul de afaceri știu acest lucru. Dar mai este încă o problemă. Problema care cred că se va rezolva săptămânile următoare, ridicată de toți oamenii de afaceri care veneau din zona de vest a României și care îmi spuneau în felul următor: domnule, Ardealul în momentul de față și Banatul nu are o legătură directă cu Târgu Jiu și cu județul Gorj, pentru că drumul de la Lainici este undeva la un moment dat îngustat și ca traseu, porțiunea, dar pe partea cealaltă și ca greutate la podul de la Lainici. Da. Astăzi este în licitație. Eu sunt sigur, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Bratu, directorul regional de la Craiova, licitația este finalizată. Urmează ca în câteva zile să semneze contractul de execuție. Ceea ce pentru noi ar fi o gură de oxigen. Vorbeam înainte de centură. Domnul Filip, este foarte importantă centura pentru municipiul Târgu Jiu. Însă, pentru mediul de afaceri din județul Gorj și pentru cei care exportă acum și pentru cei care vor să-și realoce o parte din activitate pe raza județului Gorj, acel pod este la fel de important. Gândiți-vă că deja se triplează capacitatea de transport ca și tonaj în condițiile în care se reabilitează podul de la Lainici. De aceea am ținut în mod deosebit în discuțiile pe care le-am avut cu ministrul transporturilor, în discuțiile pe care le-am avut cu premierul României, cu Ludovic Orban, să facem tot ce depinde de noi ca acea zonă să intre în reabilitare în perioada imediat următoare. Acolo se va realiza un pod cu o investiție destul de costisitoare pentru guvernul României, dar pentru noi contează foarte mult. Investitorii pe care i-am avut în vizită de la Oradea, de la Alba Iulia, de la Cluj, mi-au spus un singur lucru. A spus: domnul Romanescu, la noi totul e, în momentul de față, calcul economic. Eu dacă vin să investesc la Târgu Jiu și doresc, pe de o parte, să mă aprovizionez cu materie primă sau să export produse finite, n-am decât două rute. Ruta pe Valea Oltului, spre Vâlcea, și ruta cealaltă, Filiaș, pe Severin, Timișoara. Păi, acum eu sunt om de afaceri. Eu îmi fac calculul foarte corect. Decât să mai vin 100 de kilometri, cel puțin 100 de kilometri până la Târgu Jiu, dacă îmi duc și îmi reloc activitatea undeva, mai bine mă duc spre Sibiu, spre Râmnicu, Vâlcea sau poate spre Severin. De ce să vin la Târgu Jiu? Să fac un ocol de 100 de kilometri? E adevărat, când faci calcul... De carburant, piese și așa mai departe. Asta vă și spun. Pe de altă parte, și vreau ca să înțeleagă toți cei care astăzi lucrează în mediul de afaceri. Domnul Filip, când am venit primarul municipiului Târgu Jiu, când am devenit primarul municipiului Târgu Jiu, am constatat un lucru. Că 90% dintre lucrările câștigate
prin licitație la Târgu Jiu erau executate de firme din afara județului Gorj. Și de fiecare dată când discutam, îmi spuneau, discutam cu aparatul de specialitate și spuneam, dom'le, explicați-mi și mie, de ce firmele din Gorj nu se prezintă la licitație? Și mi-au spus, am constatat că erau două probleme. Pe de o parte, de foarte multe ori, întârziere la plată, adică executau lucrarea și câteodată dacă primeau... Dacă nu erai în grații, primeai plata primeai la așteaptă. Ani de zile. Și cel de-al doilea element, necâștigând foarte multe licitații de mare valoare, pentru că, pe la urmă, ne raportăm și la firmele cu 20 de angajați, cu 10 angajați, nu trebuie să aducem numai companii cu sute de angajați, da? Nu aveau experiența similară. Când se făcea caietul de sarcini, când era pregătit caietul de sarcini, de fiecare dată erau descalificați pentru că nu aveau experiență necesară. Bine. Și atunci am găsit o soluție și am spus, dom'le, nu putem să facem în așa fel încât în caietul de sarcini să introducem o condiție a lucrărilor similare în valoare de suma respectivă. Astăzi, domnul Filip, după 3 ani de zile, 90% și vă pot da N exemple, 90% din lucrările care se execută pe raza municipiului Târgu Jiu, vorbesc de lucrări de amploare, sunt executate de firme care au activitatea sau care au declarat punctul în municipiul Târgu Jiu, sediu administrativ a celor... Cred că să nu se supărește, domnule, când ați făcut așa ceva. Deci, asta este cea mai mare problemă. Dacă fost închise... Dar la primăria municipiului Târgu Jiu n-a existat vreodată întârziere de o zi la plată, la factură. Pentru că am făcut în așa fel încât la 30 de zile toate facturile pe care le aduceau societățile comerciale să fie plătite la timp, în maxim 30 de zile. Da? Și în felul acesta avem în continuare societăți, se dezvoltă și asta mă interesează în mod deosebit. Eu mi-am pus o întrebare. Cum poate o societate, mai ales pe zona de construcții, cum poate o societate de la Oradea să vină să execute o lucrare la Târgu Jiu în condițiile în care, de cele mai multe ori, tot ce înseamnă cazare, masă, condiții, trebuie să le asigure pentru muncitori de la sute de kilometri. De ce nu câștigă societățile la Târgu Jiu care vin cu angajații din această zonă? Mi-aș dori, apropo de cele spuse de dumneavoastră, ca și telespectatorii noștri să trimite întrebări către primarul Marcel Romanescu, pentru că am văzut aici, în general, se ceartă susținătorii PSD-ului cu susținătorii PNL-ului și nu știu dacă este de bun augur faptul că ei se ceartă. Cred că întrebările pertinente ar fi cel mai bine venite din partea dumneavoastră. Lăsând la o parte ceartă, lăsând la o parte și PSD-ul are valori și Partidul Național Liberal are valori. Important este cum se gestionează în structura administrației publice aceste lucruri și dacă în 4 ani de zile se va reuși să spun așa un consens pentru a conlucra în interesul nostru, fie că e vorba de primarul Marcel Romanescu, fie că e vorba de Consiliul Județean, cine îl găsește acolo, ori Cosmin Popescu, ori Iulian Popescu de la PNL, Dumnezeu știe. Important este ce vor face ei, că e Romanescu încă o dată, că e Cosmin Popescu, că e Iulian Popescu, pentru noi, pentru Târgu Jiu și pentru Gorjeni. Restul sunt detalii, Filip. Noi asistăm la ceea ce face fiecare dintre ei. Vă dau un singur exemplu și un exemplu care în momentul de față ar trebui să-l folosim toți. Eu în perioada de campanie electorală am folosit anumite bannere cu realizările pe perioade de 3 ani de zile. Da. Ar fi fost extraordinar, nu ascultați-mă, ar fi fost extraordinar ca oamenii care au lucrat în administrație și care au deținut funcții de conducere în administrația locală sau județeană, să fac același lucru. M-aș fi bucurat. Dom'le, să spună, dom'le, Romanescu, pentru că oricum nu-i mai poți minți pe cetățeni. Nu poți să spui, de exemplu, că... Nu, proiect finanțat și realizat de PSD, mi-e place. Domnul se pare senzațional. Păi nu, dar haideți să vă spun un lucru. Canalizarea din debarcader, de pe hidrocentralei și constructorilor, da? Toată lumea știe că a fost făcută din bugetul local în ce an? Da, domnule, dar nu vă place săgețile alea așa cum arată acolo, pac, berele cu Romanescu știți apar... Știți ce m-am gândit la un moment dat, dar e prea târziu. Să-mi iau benele toate și să pun acolo foarte frumos. Am distrus în 30 de ani municipiul Târgu Jiu și cu săgeata aia în care se arată, am finanțat lucrul acesta, da? Dar zic, domnule, chiar intrăm, devenim la un moment dat penibili pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Da, i-a supărat rău pe o parte din PSD. Dar de ce să nu venim? De ce să nu venim în fața cetățenilor? Să spunem, dom'le, uite, eu, Ciprian Florescu, 8 ani de zile vicepreședintele Consiliului Județean și 4 ani prefect, am realizat 30 de obiective pentru județul ăsta sau pentru municipiul Târgu Jiu. Pe surse, spunându-se acum, da? Ciprian Florescu nu e de acord cu ce face Aurel Popescu, dar nu are ce face. A intrat în tăvolul ăsta încât nu mai poate scăpa. Nu. Sunt mulți care să deci. De asta vă spun că și PSD-ul altul este captiv unor oameni care țin cu îndârjire de anumite lucruri de acolo. Domnul Filip, credeți că la un moment dat un fotbalist de Liga a doua, cu puține excepții, da?
poate fi vreodată antrenor de Champions League? Asta ați dat așa din voleu, păi ca Messi. Pac. Încă o dată vă drept, că vorbim de sport, da? Păi, odată ce tu ai pierdut lamentabil cu toată forța PSD-ului în spatele tău, cu guvernare PSD, cu Consiliul Județean PSD, cu toate instituțiile la vremea primar, aia, da, la vremea cu toate instituțiile în subordinea Partidului Social Democrat, toate instituțiile, da? Și te-au umilit, până la urmă, unul care venea cu șansa a doua. În 2017, da? Cum poți să fii antrenor în momentul de față de vedete? Când pe tine tu ai luat bătaie în condițiile în care ai avut totul la mână. Aduceți-vă aminte că în campania mea cred că au venit 17 miniștri în Târgu Jiu să spună ce mari realizări, cum se termină centura. Vă aduceți aminte că era și stadionul finalizat. Dacă mi-aduc aminte, păi în 2017... Era ministrul Cuca, a venit de nu știu câte ori. Au venit reprezentanții guvernului și a spus: dragilor, alegeți-l pe al nostru, că dăm drumul la stadion. Și când am ajuns primarul municipiului Târgu Jiu, am constatat că stadionul n-avea niciun fel de utilități. Era de fapt un morman de fiare și betoane, fără ca să aibă utilitățile asigurate. De aceea vă spun, niciodată, eu am preferat în activitatea mea politică, până la urmă, să-mi stabilesc propria strategie, pentru că mi-am dat seama că nu o să iau niciodată pe cineva care a fost perdantul de serviciu într-o formațiune politică să-mi facă strategia. Am intrat într-o competiție și din momentul acela, astăzi vă dau ca exemplu, sunt propriul meu purtător de cuvânt. Nu mai am purtător de cuvânt la primăria municipiului Târgu Jiu. Și să știți că lucrurile se desfășoară foarte, foarte bine. Am o relație foarte bună cu presa, sunt extrem de deschis, dar în momentul în care mi-am dat seama că mesajul pot să-l transmit prin viu grai, în mod direct, tuturor celor care sunt interesați de ceea ce facem în primăria municipiului Târgu Jiu, din acel moment am oameni cu care mă conciliez, am oameni foarte buni care lucrează astăzi pe cabinetul meu, dar care nu vor să iese în față. Permanent sunt oamenii care mă conciliază, că de aceea sunt consilierii mei. Da? Așa e și în politică. Nu poți. Ai activat în Liga a doua, ai jucat pe maidanele de la nu știu unde și acum vii să iei candidatul și să spui: eu sunt antrenorul candidatului. Nu. Haideți să vorbim un pic și despre județ, că ne apropiem cu pași repede de final. S-au echilibrat oarecum lucrurile și în lupta pentru județ, pentru că Iulian Popescu beneficiază acum de susținerea lui Ion Iordache, Cristina Cilibiu, primarul din Turceni. S-au schimbat oarecum lucrurile? Credeți că aveți șanse să câștigați și Consiliul Județean prin intermediul lui Iulian Popescu? Domnul Filip, o să vă dau un singur argument, eu zic că extrem de plauzibil. Astăzi, la momentul în care discutăm... Da, pleacă din pole position pe toate... Târgu Jiu este cu primar liberal, Motru este cu primar liberal, Tismana este cu primar liberal, candidat din partea Partidului Național Liberal. Doamna Cilibiu va câștiga fără niciun fel de problemă Turceniu. Robert Filip va câștiga detașat Rovinariu. Gândiți-vă, vorbesc de Novaci cu domnul Leuștean, unde la fel, competiția este închisă, da? Închisă și la Novaci. Deci, dacă Târgu Jiu și Motru își vor păstra primarii liberali, Iulian Popescu va fi președintele Consiliului Județean. Pentru că deci pleacă Turceni, din pole position, Turceni, Rovinari, Tismana și Novaciu, la momentul ăsta sunt, după părerea mea, cu rezultate de peste 75%, toate aceste localități. Mai rămâne Târgu Jiu și Motru. Dacă la Târgu Jiu rezultatul este cel așteptat de mine, ca și la Motru, Iulian Popescu are peste 50% din populația județului Gorj, numai din localitățile pe care vi le-am enumerat anterior. 50% din populație. Iar aici diferența va fi foarte, foarte mare. Pentru că, așa cum vă spuneam, Turcenul se câștigă cu cel puțin 65%. Rovinariu, părerea mea, cu 75%. Novaciu, deci 60%. Foarte. Sunt foarte mari diferențe care se vor crea între candidatul Partidului Național Liberal și candidatul Partidului Social Democrat. PNL-ul stăpânește orașele și municipiile, PSD-ul comunele. Din nefericire, comunele reprezintă mai puțin de o treime din voturile județului. Să nu uitați că și în comune, în acest moment, mai avem câteva. Vă dau Bălteniu ca și localitate. Vă dau Roșia de Amaradia. Vă dau Padeșul. Roșia de Amaradia cu vreo 70%. Da? Deci sunt localități foarte, foarte puternice. Îmi pare nespus de rău că primarul de la Bălești a părăsit Partidul Național Liberal, pentru că este un primar de forță. Dar v-am spus, doar enumerând aceste localități, îmi dau seama că șansele noastre sunt foarte, foarte mari. Iar Iulian Popescu, păi va fi jale, dacă este un candidat județean, va fi jale pentru tabăra PSD-ului. Domnul Filip, după 30 de ani o merita județul ăsta să aibă măcar 4 ani de zile. Eu după 4 ani de zile, acum, nu știu ce merită. Eu v-am spus, eu vorbesc doar matematică. Iulian Popescu este un candidat de care toți trebuie să fim mândri.
un om care a plecat din municipiul Târgu Jiu, care a fost elev în municipiul Târgu Jiu și care a făcut performanță în zona IT-ului și a fondurilor europene. Este un și tip remarcabil. Pe care l-a avut, da. Da. Nu știu dacă naivitatea politică îl avantajează sau nu în mandatul de președinte al Consiliului Județean, dacă îl va lua. Va conta foarte mult, v-am spus, modul în care primarii Partidului Național Liberal se vor comporta în această campanie. Și v-am dat câteva exemple. În condițiile în care toate aceste orașe rămân sub primarea ai Partidului Național Liberal, Iulian Popescu este președintele Consiliului Județean. Da? Pentru că și merită acest lucru. Recunosc că are o mare problemă. O mare problemă pe care, domnul Filip, o discut cu dumneavoastră de cel puțin un an și jumătate. Și nu-i problema domnului Iulian Popescu, este problema Partidului Național Liberal. Că nu și-a scos candidatul cu cel puțin un an de zile înainte de competiția electorală. Pentru că Iulian Popescu putea fi identificat de la acel moment, Iulian Popescu sau o altă persoană. Și folosit mult mai mult în campaniile anterioare. Am avut alegerile europarlamentare, am avut alegerile pentru funcția de președinte. Iulian Popescu era foarte, foarte bun și o recunosc dacă era pe lista de candidați la europarlamentare din partea Gorjului. M-am bătut pentru acest lucru. Colegii mei știu foarte bine din Partidul Național Liberal că la Vâlcea, cu o lună de zile înainte de a se stabili candidații la europarlamentare, a spus un lucru. Dragilor, astăzi Gorjul este sub Partid Național Liberal în comparație cu toate celelalte județe din Oltenia. Avem dreptul să ne alegem candidatul. Din păcate, la vremea aceea nu ne-am pus candidat la europarlamentare. O concluzie, domnul primar, că am ajuns aproape la finalul emisiunii și ne taie regia. Concluzia dezbaterii noastre și un mesaj pentru târgujenii și gorjenii care ne urmăresc. Din septembrie încolo, sunt convins că și Târgu Jiu și localitățile numerate anterior și Consiliul Județean vor fi sub candidații ai Partidului Național Liberal și avem 4 ani de zile la dispoziție împreună cu un guvern liberal pe care îl vom putea impune după alegerile parlamentare, care va aduce mult mai multă bunăstare județului nostru și municipiului Târgu Jiu. Mulțumesc că ați fost alături de noi, primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Urmăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care revenim aici în forță la partea a doua emisiunii. Publicitate și revenim.